Premieră inedită la Teatrul Mihai Eminescu. Actorii botoșeneni deschid cea din tâi premieră din stagiunea 64 cu spectacolul Lockdown, o poveste în carantină, după o idee de Denis Kelly în regia lui Vlad Cepoi. Aceasta este povestea unei familii, ca multe altele, care, în ciuda diferențelor, a găsit o modalitate de a supraviețui împreună și va fi pusă în scenă la cinematograful Unirea, sâmbătă 17 septembrie 2022, la ora 19. Singurul lucru care ne ține pe noi împreună, este copilul nostru. Artur. Micul Arti. Îl cheamă Artur. Da. Și dacă nu era micul Arti, eram despărțiți cu anii buni. Adevărul este că pur și simplu nu ne putem suporta unul pe celălalt. Lockdown este povestea hilară și sfâșietoare a unui soț și a unei soții care se urăsc unul pe celălalt, dar care au găsit cumva o modalitate de a exista împreună. De dragul copilului, ei evită să-și vorbească, să se gândească la ei sau chiar să fie în aceeași cameră. După ani de relație în care au dezvoltat o artă a ignorării, vine pandemia și totul se schimbă. Sunt forțați să se reevalueze pe ei înșiși și relația lor prin realitatea carantinei. M-am bucurat că am reușit și am găsit un text care vorbește despre lucruri care se întâmplă acum. Și l-am ales pentru că simt că lumea se va conecta la mesajul nostru și la piesa noastră. Un cuplu care trebuie să treacă prin greutățile carantinei. Cu toții ne aducem aminte acea lună de la începutul lui 2020, care ne-a făcut să ne reevaluăm, să ne regândim la ce e cu adevărat important. Și tema, piesa dezbate această problemă. Scenografia este semnată de Mihai Pastramagiu și din distribuție fac parte Andreea Moțcu, Bogdan Horga și Matei Horga. E o poveste în carantină pe care vă invităm să o veniți, să o vedeți. Nu, Matei? Da. Așa. E un deja vu? Adică deja am trăit. Nu e un deja vu. Păi aici în asta constă surpriza, pentru că povestea noastră e altfel, e mai frumos. Care ar fi mesajul? Zi-mă! Ore online în pijamale. Și spectacolul e la fel? Da, costumul ar vrea să reprezinte o pijama. Aha. Nu mai spune, mă, nu mai da din casă. Atât am avut de zis, vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm la teatru, o zi bună, Doamne ajută, sănătate să rămână. Și ce să vă zic, veniți la teatru! Cea din tâi premieră din stagiunea 64, spectacolul Lockdown, va fi pusă în scenă la cinematograful Unirea sâmbătă 17 septembrie 2022 la ora 19. Durata spectacolului este de 1 oră și 25 de minute, iar prețul unui bilet este de 50 de lei. Vlad Cepoi este regizorul teatrului Mihai Eminescu Botoșan din 2008 și a montat Fluturii, Tom și Jerry, Jocuri în curtea din spate, În largul nostru, Vise de opal, Proștii sub clar de lună și acum Lockdown.